1, 2, 3. Da? Este. Mai bine. Mulțumim. Da, bună dimineața. Bine ați venit la ședința publică la Parlament pe subiectul tranziției patentarelor în comerț la activitatea economică independentă. Deci am invitat la această ședință reprezentantul Ministerului Economiei, bucur să-i vedem, în frunte cu domnul ministru, de la Inspectoratul pentru Profesia Consumatorului, avem, da? Domnul Dumitru Pântea, director ODA, Victoria Belus, de la Inspectoratul Fiscal, și Jana Griciuc, da? Colega, da, noastră. Și avem câțiva administratori de piețe, reprezentanți, avem aici de la Bălți, corect? Bine ați venit la Parlament. Și trebuie să se apropie și domnul director la Piața Centrală. În principiu, obiectivul acestei discuții este să vedem cum decurge tranziția, la ce etapă suntem și care, în principiu, ar fi lucruri care trebuie întreprinse pe viitor, dar pentru început vreau să spun că noi, evident că am susținut și susținem plenar această tranziție, de mult trebuie efectuată. Eu cred că e unul din acele decizii care sunt în interesul tuturor. Este și interesul antreprenorilor sau comercianților, pentru că trec la o activitate mai transparentă, mai puțin reportare, de asemenea interesul consumatorilor, pentru că urmează să primească și cecuri și să-și poată să-și protejeze, da, până dimineața, la Piața Centrală, da, domnul, pune, da, vă rog, loc. Să protejeze drepturile, interesul statului, evident, și interesul tuturor agenților economici care plătesc taxele și impozitele și eliberează aceste bonuri fiscale. Deci avem o situație, cumva o decizie care credem noi este în interesul tuturor și salutăm eforturile Ministerului în a promova această decizie. Cred că o să deja o să mergem pe instituții, cred că putem să începem cu domnul ministru să ne spună pe general în viziunea lui cum are loc această tranziție și care ar fi lucrurile care trebuie să fie făcute în viziunea ministerului mai departe și ulterior o să trecem și deja la ceilalți colegi. Mersi. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, doar o scurtă introducere, după care cred că putem să avem o discuție mai detaliată. Eu o să trebuiască să plec în 45 de minute, pentru că am altă întâlnire, dar de ce eu o să fiu foarte scucent? Un rezumat, în această jumătate de an, noi am șes aici cu colegii mei care au muncit foarte mult pentru a granula fiecare mic detaliu ca să asigurăm o tranziție cât mai ușoară, pentru că vorbim de acești puțin peste 4.000 de oameni, soarta cărora am încercat să asigurăm că nu va suferi. Deci activitatea lor, am făcut tot posibilul ca această tranziție să fie cât mai confortabilă. Deși evident că o schimbare trebuie făcut și asta deodată am fost destul de transparenți, n-am alimentat speranțe false că o să vedem că un alt, deodată am spus că iată lucruri care le putem face și hai să discutăm și deodată și am spus că sunt lucruri care nu vom putea da înapoi, cum ar fi aparatul de casă. În această jumătate de an am făcut un efort de comunicare, am mers prin piețe și noi și colegii de la Serviciul Fiscal au mers prin practic toate piețele din centru, din centrele raionale, din municipii, din țară și chiar le mulțumesc foarte mult pentru contribuții pe această cale. Am avut discuții și la Parlament, nu o singură dată, din primele zile la minister am ținut să organizăm această platformă cu reprezentanți din diferite raioane. Am avut campanie prin media, am informat
pe cât se poate de eficient prin intermediul presiei și presiei foarte mult le mulțumesc pentru că au avut o contribuție semnificativă la acest efort de informare, pentru că vorbim de, încă o dată, de soarta la 4.000 și ceva de oameni care trebuie să vadă că cel puțin noi încercăm să îi informăm. Evident că nu toți au să, nu la toți au să le placă asta, dar nimeni nu poate spune că noi n-am încercat să avem o conversație inclusiv cu cei care nu sunt de acord cu, și în primul rând cu cei care nu le place această reformă. În afară de asta, la serviciul fiscal s-a făcut un efort direct de abordare a fiecărui patentar prin apeluri telefonice. Deci oamenii, fiecare om a fost sunat pentru a li se adresa punctual ceea ce încă nu înțeleg. Am făcut și un efort prin intermediul poștei. Deci fiecărui patentar, mă rog, informația de contact la care era disponibil, a fost remis prin poștă, acasă, informația despre ce urmează, pentru ca oamenii, în primul rând, ceea ce am observat eu și noi, este că, în primul rând, lipsa de informare și mai ales dezinformarea, care a fost o problemă în această jumătate de an, au fost principalele surse de scepticism și de rezerve. Atunci când, iată, ajungi în piață din Cahul sau din Ștefan Vodă și discuți cu oameni și lămurești, ei înțeleg și o bună parte acceptă această reformă. Pe scurt, esența o știți, activitate independentă, 1% din vânzări, plafon de vânzări, 1%, taxa de 1% din vânzări, calculată de fisc. Deci fiscul face raportarea pentru antreprenori. Asta e un exemplu pentru alte regimuri pe care o să trebuiască să le reformăm în continuare. Odată la 3 luni vine o recipisă prin poștă și persoana merge la poștă sau la bancă și plătește acest 1% din vânzări. Punct. Fără niciun fel de registri, fără niciun fel de raportări, fără niciun fel de necesitate de a angaja contabil și mai departe. Deci un exemplu destul de bun de cum se poate începe o mică afacere în Republica Moldova, fără birocrație. În afară de asta, plafonul de vânzări crescut de 4 ori față de patentă. Deci acum avem plafon de vânzări de 1.200.000, lasă oamenii să crească, să dezvolte și să aducă venit la familie. Aparatul de casă, ceea ce încă o dată nu a fost în niciun fel nici transmis mesaj, nici intenții de a-l anula, rămâne obligatoriu, însă tranziția, costul tranziției este compensat de stat. Deci asta, foarte pe scurt, acest efort pe care l-am făcut ca să adresăm problemele oamenilor. Acum, care e situația la moment? Dimineața am discutat și cu domnul director de la Serviciul Fiscal. În prima săptămână au trecut pe deplin 400 de oameni deja, deci avem din acești 4.000, 400 de oameni deja au actele în regulă de activitate independentă, pot lucra legal mai departe cu aparat de casă, cu tot. În afară de asta, la ODA, din câte știu, aproape 40 de solicitări de compensare deja au ajuns, ceea ce înseamnă că și acest proces, evident că el vine puțin mai cu întârziere până ajunge mai departe, până ajunge la ultima etapă, dar și aici vedem că lucrurile pornesc, deci aproape 40 de solicitări de compensare a costurilor aparat de casă în mare parte sunt la ODA și săptămâna asta o să fie transferați banii pentru a compensa aceste cheltuieli. Noi în continuare avem, inclusiv iată, prin această metodă continuăm campania de informare a oamenilor. Important, și aici chiar important dacă sunt directori de piață, important e să încercăm să informăm comercianții despre această tranziție. Foarte important ei să știe că această compensare nu va fi disponibilă pe totdeauna, deci instrumentul expiră pe 31 august. Oamenii care vin pe 1 septembrie să solicite compensare, nu vor putea primi. Am făcut asta pentru că banii sunt limitați și dacă antreprenorii aceștia
nu vor avea nevoie de aceste compensări, atunci noi simțim obligația să-i utilizăm eficient în altă parte. Adică sunt și alte nevoi și alți antreprenori care au nevoie de ajutor. De aceea oamenii trebuie să se grăbească, să ia aparat de casă, să înregistreze la fisc și să solicite această compensare. Conform hotărârii de guvern, ODA compensează în 30 de zile, dar asta este oficial în hotărârii de guvern. Deadline-ul intern e mult mai rapid și mult mai operativ. Deci maxim o săptămână pentru procesarea la această plată, din momentul în care a intrat și până în momentul în care banii se debursează. Și acum, cei ce nu ajută. Cei ce nu ajută, asta e dezinformarea. Am atribuit în această jumătate de an să luptăm cu foarte multe dezinformări, de la fapt că oamenii credeau că trebuie să-și înregistreze SRL sau alt gen de activitate. Nu e adevărat. Că s-a început cu aparatul de casă în gheață. Nu e adevărat. Că ați trebuiască să iei contabil și nu știu ce. Sau că în general o să fie închiși una alta. Asta tot nu este adevărat. Ultima dezinformare este că tot asta o să fie anulat. Deci săptămâna trecută a început deja alt efort de acesta de a mai dezinforma oamenii că noi o să dăm înapoi și o să anulăm și o să dăm înapoi patentele. De ce asta e problemă? Asta e problemă pentru că asta dezorientează oamenii, pentru că ei dacă aud că asta se anulează, ei nu se grăbesc să se conformeze și asta îi afectează direct pe ei. De aceea, și în primul rând, acei politicieni care promovează, sunt și aleși locali, nu să merg acum pe regiuni și pe municipii, dar sunt unii primari care, vin alegeri și ei pentru a avea acest mic profit politic, pe de-a dreptul încurcă unii reforme și afectează negativ soarta la acești comercianți. Și asta este principala problemă. De aceea rugămintea noastră este să ne ajutați să informăm oamenii, pentru că sunteți în contact permanent cu ei. Reforma asta nu se anulează, banii sunt disponibili, serviciul fiscal face eforturi foarte mari pentru a asigura conformarea benevolă. În luna iulie, din cât știu și săptămâna asta și sâmbătă duminică, am mers prin piețe, au discutat cu oamenii, n-au fost amenzi, n-au fost bruscări, însă au fost eforturi de a informa oamenii ca aceștia să se conformeze. Dar serviciul fiscal de stat, la un moment dat, o să trebuiască să treacă și la alte instrumente și spun asta fără ca asta să sune amenințare, dar noi nu putem să mergem în permanent la același ghișeu și să avem aceeași discuții. Foarte important să ajutăm oamenii să treacă cât mai ușor de această etapă și să continue afacerile. Asta am vrut să spun, dacă sunt întrebări. Da. Mersi mult, domn ministru. Deci până să dau cuvântul la alți reprezentanți ai instituțiilor de stat, vreau totuși profităm de ocazie să vreau să spun că la Parlament nu există absolut nicio intenție de a nu știu ce a revizui sau anulat sau anula reforma ca să punem punct tuturor teoriilor și conspirațiilor, deci noi mergem hotărât înainte și susținem plenar acest efort. Deci până să discutăm sau să ofer cuvântul altor instituții de stat, vreau totuși să profităm de ocazie, că avem aici reprezentanți de la piețe și vreau să ne spuneți foarte succint în primul rând care este nivelul de conformare, de exemplu, ce procentaj din patentari în comerț au depus deja actele pentru activitate independentă, ce credeți că trebuie să mai întreprindem, care sunt întrebările pe care le primiți, care poate sunt alte elemente de dezinformare pe care le-ați auzit și poate să încercăm să le abordăm aici și mai ales că suntem așa din public să le audă și ceilalți. Mersi, putem să începem, nu știu, da, domnul director la Piața Centrală și apoi dumneavoastră să le spuneți. Vă rog. Da, vă mulțumim mult, stimați colegi. Îmi pare bine că am avut parte de invitație la această ședință. Ceea ce ține de această reformă și de perioada de tranziție. În acest context, odată ce au fost declarate aceste schimbări,
întreprinderea municipală Piața Centrală cu direcțiile de specialitate, adică cu subdiviziunea special juridică, secția juridică a pieței, a început procesul de informare a agenților economici, în special cei care activeau deținătorilor de patentă, cu referire la aceste oportunități. Din acei 300, circa 380 de agenți economici, ca deținători de patentă, au trecut la activitate independentă circa 210 de persoane, circa 40 au înființat sau societăți cu răspundere limitată sau întreprindere individuală, practic au trecut la alte forme de organizare juridică decât cea altă, decât cea activități independente a persoanei fizice. Ceea ce ține de refuzuri, practic numărul contractelor s-a majorat, adică odată ce au trecut agenți economici, deoarece au avut posibilități de a încheia contracte pe mai multe locuri de comerț, adică nu au fost limitați la un loc de comerț sau două învecinate. Circa 40 de persoane care au deținători de patente că nu au ajuns să încheie acest contract, din vari motive, fie sunt la odihnă, fie sunt indeciși, însă deactivat nu activează la moment. Asta e situația. Care au fost așteptările oamenilor, bineînțeles că au fost până în ultimul moment de a lăsa acea activitate pe bază de patentă. Însă, din întrebări care au îngrijorat însăși persoanele care vor practica activitatea asta independentă, ceea ce ține de aparatele de casă. Odată ce sunt pe perioada rece anului, aparatele de casă iarăși urmează să fie încărcate, urmează să fie cumva manipulate, gestionate. Asta era îngrijorarea că se descarcă și nu este posibil de încărcat, deoarece la tarabie, în mare parte, atât în Piața Centrală avem sectoare care nu dispun de energie electrică, însă acest capitol noi ne mai gândim cumva să amenajăm, însă și infrastructura respectivă. Dar asta a fost îngrijorarea cea mai mare, adică nu este sursă de alimentare cu energie electrică și la înghețuri să nu fie probleme cu însăși mașina de casă. Ce întrebări? În genere nu am observat careva chestiuni de dezinformare, ci în special noi din contră, controlorii pieței, secția juridică, inspectorii de securitate, practic toți reprezentanții ai subdiviziunilor care însășau tangență cu agenții economici, informau despre oportunitatea și posibilitatea de a activa. Însă, totodată, au fost informații despre imposibilitatea de a activa fără careva forme de organizare juridică, ceea ce ține de această reformă. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări la întreprindere. Vă mulțumesc mult, într-adevăr, informații foarte utile. Deci înțeleg că din 380 deținători de patente, practic 280 au trecut deja la altă formă. 210 au trecut la activitate independentă. Plus 40. Plus circa 40 la alte forme de organizare juridică. 250. Deci vreo 70%. În principiu, cumva trec. Am înțeles. Până să trecem la întrebări și să clarificăm situația cu energie electrică, vreau să ofer cuvântul colegilor de la Bălți. Mersi mult. Bună ziua! Eu vreau să vă spun că noi nu suntem patentari. Noi avem această activitate independentă deja de 6 ani. Și ne-am întâlnit cu așa o problemă. Deci nu leacă ni dureros. Că noi am fost primii care am început a lucra pe această activitate. Noi o activăm. Noi am văzut. Noi am fost primii care am făcut aceiași pionieri, aceiași pași. Adică erau dezavantaje, erau unele probleme, într-adevăr, cu aparatul de casă, că e frică, dar noi am găsit problema. Adică luam și învăliam mai mult ștergare și el ținea cât de cât. Deci, de tip vechi, da? Da, de tip vechi. Îl puneam așa în ștergare și el 100 cu o ține. Ce au făcut conducerea noastră la piață? Acolo unde ești administrația, au pus multe prize și noi ne duceam și încărcam acolo, ca să nu le ducem acasă, că totuși ele nu trebuie transportate zilnic în transport din cauza că ele o să iasă din funcție. Care problemă avem noi? Adică noi am fost primii, noi am acceptat totul, noi plătim impozitele, dădem o dată în an declarație. Adică noi suntem unica piață din țară care noi toți, 100% activăm pe documente. Eu nu cred că în țară mai este o piață care toți, 100% au documente oficiale. Noi suntem unica piață. Noi suntem 21 de persoane care activăm cu aparate de casă. Noi avem numai 9 patentari. Eu lor o să le transmit toate doreanțele dumneavoastră și o să le explic. Într-adevăr, la noi nu s-au spus toată informația, ei sunt eutare, într-adevăr că nu o să le fie transmis banii.
Eu o să-l transmit informația dumneavoastră. Care este problema noastră? Noi 6 ani în urmă ni s-a spus că oameni buni, cumpărați aparate, lucrați, activați liniștit. Noi avem toate jurnalele în care cliem cecurile, avem căițelul în care scriem toată ziua, toată în cliem. Odată la an vedem declarațiile în formă scrisă, adică eram cuminciori. Și la urmă ne-am trezit cu așa, hop, trebuie să cumpărăm nouă aparat de casă. Vă dați seama, noi acum trebuie să scoatem din buzunar 6.000 de lei, șing-șing impozitul 3.000 lei. Vă lor alidați 10.000, dar pe noi ne încălțați 10.000. Adică de cu și pe și noi ne obișnuiți pe noi. Noi am fost cuminciori, noi v-am ascultat, noi am acceptat legea. Știți, în țara asta se primește că dacă ești cu minte, o primești 2 ori peste cap. E că asta e cel mai obișnuitor. Cel mai obișnuitor fapt. Eu am scris foarte multe scrisori. Eu am scris 4 scrisori oficiale, în care eu am primit în științare că scrisorile au ajuns. Și credeți-mă, nici un răspuns eu nu le-am primit înapoi. Iar asta e scrisoarea de la fisc, unde ne anunță că noi, având activitate independentă, dar să vă spun, noi suntem piață de second hand. Noi avem un venit de 40, 50, 60 de mii pe an, din care noi plătim și arendă, și lumină, și tăt. De exemplu, eu am și a doilea serviciu ca să întrețin piața. Mă credeți, eu sunt pedagog social cu salariul de 5.000 de lei. Nici nu ne ajunge acolo, eu lucrez o lipuță aici, deja la mine copii sunt mari. Eu dizmeață de la 8 până la 2 activez la piață, de la ora 5 până la 11 și eu mă duc la serviciul meu. Eu sunt pedagog cu studii superioare. Și ca să mă pot întreține familia mea, nu cu mâna întinsă, dar mă duc și lucrez acolo, leacă și acolo leacă să am salariu. Și în situația dată, eu nu mă închipă cum să ies din situația dată. E că lămuriți din nou. Adică noi nu suntem împotrivă, noi suntem de acord, schimbăm aparatele astea. Dar ajutați-ne cumva și pe noi. Adică dacă lor le întindeți mâna, nu ne îngropați pe noi. Da, mersi. Da, domnul ministru, vă rog, da. Eu îmi cer scuze, eu nu m-am învățat să vorbesc limba moldovenească. Și când trebuie să vorbesc mai repede, pot să încalc ceva. Мы работаем на этом рынке, с мужем работали. До того, как купили мы этот аппарат, у меня муж инвалид второй группы, и он уже не может выходить вообще. Я мешкаюсь как-нибудь. Вдвоем мы получаем пенсии, но это не к тому. По 1500 пенсии мы получаем. Нужно мне выходить на работу или нет? Это надо подумать. Во-первых, то, что она сказала, аппарат Good Wim, да. Во-вторых, вы можете себе представить, 2 метра на 2,5 – это наш бутик. И хочется в этом бутике, что я возьму. Я, если получаю товар, вот я взяла один мешок, это секонд-хенд. Вы можете представить, мешок на 100 килограмм, я должна его весь пересмотреть, половину выкинуть, выбрать что более-менее, привести его в порядок, чтобы продать, оплатить то и взять себе кусочек чего-то. Аппарат стоит, там узенький вот такой вот стол, стоит аппарат на столе, и там пару вещей, все вокруг развешано. Заходит мама с ребенком. Пока ты смотришь, что надо маме, ребенок стал... Аппарат этот. Я чуть с ума не сошла в тот день. Вы понимаете, я, женщина в возрасте, которая не понимаю еще толком, как выбрать оттуда какую-то информацию. Мне только, знаете, как обезьяну научили, нажми эту кнопку и эту, потом эту. А здесь выйдет вот это, заберешь и отдашь этому. Вот это меня учили очень долго. В нашем возрасте это уже очень тяжело, я вас уверяю. Это во-первых. Во-вторых, когда мы взяли этот аппарат, тоже нам сказали, что нам оплатят. Нам 3000 вернули, что мы не оплачивали этот налог. Но поверьте, мы 4,5 уплатили, 1500 отдали лишние. Все, забыли, 1500 как смогли отдали. Это для меня много, вот клянусь вам, Бог верит, я уже к Богу иду. Вы молодые, интересные, вы будете делать другие эти законы, люди будут исполнять их. Чуть-чуть обращайте внимание, потому что такие, как я, будете все. Мне не будь такими, как вы, а вы, как я, будете все. И вот когда уже сейчас снова вот это вот, нам почему заставляют нас брать оплату каждый год, давать нам за обслуживание аппарата? Если я культурно с ним обращаюсь, я его берегу, как своего ребенка, я чуть ли не ношу с ним на руках. Почему я каждый год должна платить эти деньги? Вот у меня уже 6 лет аппарат, он не поломался ни разу. Почему я столько лет должна им платить такую сумму? Я эту сумму могу выплатить в соцфонд или еще куда-то. Какую сумму? 1200 сейчас. Да. Да.
Должна ли я это делать или нет? Но если мой аппарат поломается, я приду к ним, они посмотрят, что в этом аппарате, и скажут, здесь вот такая лампочка не работает, купи ее за 800, за 1000, за 2, а мы тебе за 300 лей ее туда поставим. Так зачем я им 1200 плачу? Бывает такое, что если я за 6 лет выплатила эту сумму, я лучше их потихоньку соберу и куплю новый аппарат, чем они меня ее чуть-чуть подремонтируют, и через 2 месяца он снова поломается. Это очень большая проблема, я вам честно говорю. Во-вторых, вот смотрите, даете этим ребятам, чтобы они перешли на нашу работу, так же, как и мы. Даете им 10 тысяч, аппарат стоит 6 с чем-то, около 7 тысяч. Вы им даете на вешалку, на тумбочку, на не знаю еще что-то. Поверьте мне, кто уже там работает, ему вешалка и тумбочка не нужна. Вы дайте аппарат, вот это сколько он стоит, и нас, таких как мы, которые уже имеют ненужный аппарат, как вы считаете, очень мало. И те 3 тысячи, которые вы им не доплатите, вы не только нам, вы еще там не знаю, с каким людям можете дать. Вы дайте нам то, чтобы мы с ним работали. Все. И поверьте мне, что вот придут штрафовать, я вас уверяю, у меня есть за что оштрафовать. У меня есть за что оштрафовать, потому что я сижу целый день, у меня никого нету. А когда у меня 2 человека... И я пытаюсь и тому, и этому всучить, и не знаю как, и я ему и зеркало, и все это вот, этот дает деньги, я пока к этому аппарату, второй уходит, я тут второго ищу. А представьте, обезьяна с автоматом, это я с аппаратом. Пока я его там выбью, пока я это вот все сделаю, я не в тех интересах, чтобы кого-то обмануть, потому что мне дают 3000, сколько там я должна набить, я далеко этого не набью. Вы разделите, пожалуйста, магазин, который чем-то торгует и имеет какую определенную сумму, и секонд-хенд, который мы торгуем. Я приглашаю вас в гости. У нас, когда открывался этот рынок, я вас уверяю, я была там с нашим начальником, начальник это вот. Мы, как мы делили эти бутики, надо было видеть. То сколько мест имел, если ты имел 3-4 места, ты мог еще одно место себе выбить. Если у тебя было одно, ты второе не мог взять. Там ажиотаж был страшнейший. Загляните сейчас на наш рынок. У нас сколько бутиков закрыто? Я не говорю, что половина, но 70% только работают. И никто не спешит туда, при том ажиотаже. И поверьте мне, с этим новым аппаратом, если нам еще будут ставить налоги, что мы что-то не так выбили, но нету у нас на рынке такого, чтобы 120 тысяч эти ваши превысил. Даже в помине никого нету. Даже в помине. И если есть кто-нибудь там помоложе, он соображает, куда пойти и где-то еще какую-то вещь прихватить, чтобы прийти здесь продать. Я этого сделать не могу, потому что я дожидаюсь 2 часов в этой жаре. У меня не работает голос, у меня не работают мозги. И я могу по старой привычке, по инерции позвонить Сереже. У тебя есть такой мешок с этим или нету? Привези мне, пожалуйста, на рынок. Это все, что я могу сделать. А таких, как я, там много. Не все могли сюда приехать. Меня тоже тащили за крылья сюда, пока я доехала. Да, мерси ему, спасибо. Гадец, субъект. Простите, еще если есть за это медицинское страхование. У меня медицинское страхование есть. Почему меня заставили еще раз заплатить медицинское страхование? Я не обращаюсь к врачам. Меня не лечат. А если я иду туда, я должна найти такого врача, которому я свой дам соцстрах. И он меня это будет лечить. А меня заставили дважды иметь такое. Кому он нужен двойной? Ладно, молодой, кто не имеет ничего, идет и покупает. Ну, понятно, мало ли что в жизни надо будет. Но два... Мне кажется, в любой стране мира 2 раза медицинское страхование оплачивать – это абсурд, полнейший абсурд. Какая проблема? Ну, нормально треба платить. Договор должен нам рим субъекту допечь. То есть, халит, Саша. Я вроде самарефер пациент. Într-adevăr, noi am oferit acest instrument pentru foști patientari ca să le compensăm această tranziție. Eu pot doar să spun că, indiferent de această reformă, oricum, pe activitatea independentă venea obligația de nou aparat de casă. Deci, asta e ceea ce pot să vă spun. În paralel, ceea ce s-a
făcut a fost ca să nu trebuiască să aveți tot felul de caietele, jurnale și așa mai departe, tot asta, începând cu luna asta, puteți să le aruncați la gunoi, nu mai sunteți obligați să le păstrați. Și asta e, iată, dumneavoastră spuneți că eu înțeleg că e o schimbare și trebuie să ne ajustăm, trebuie să ne adaptăm, dar asta e și partea cealaltă, e că vă luați tare mult de lucru, pentru că fix așa cum acum spuneți că trebuie să apăsați 3 butoane, dumneavoastră luna trecută trebuie cu caietelul să scrieți fiecare cifră și trebuie să cecuri să registru. E ca și mai ușor dacă să ne uităm la asta neutru. 2 butoane sau să stați la sfârșitul zilei și acolo ai făcut o greșeală, corectez una alta și să începi. Dar eu vă zic, eu nu exclud, cred că chiar e o idee să venim cu vreun instrument deja pentru activitatea independentă nouă, pentru că noi am spus și la patentare și o spun și aici, că asta nu-i ultimul instrument pe care noi putem să-l lansăm pentru comercianți. Deci acum toți sunt egali, toți sunt în activitate independentă, deja putem să vedem cum putem să stimulăm acest regim, cum putem să-i susținem pe toți. Și asta e ceea ce pot să vă spun acum. Acum despre deservirea aparatului, noi suntem conștienți de problema asta deja. Noi vreo 3 săptămâni urmă am avut o ședință la guvern și au fost și colegii de la FISC, în afară de servirii care noi tot nu vedem sens în asta, pentru că aparatul ăsta poate să lucreze timp de 5 ani și să plătești an de an fără ca să ai nevoie de această deservire. Eu deja am rugat colegii de la FISC să vină cu o reglementare ca noi să scoatem această obligativitate. În afară de asta, știți bine că și acest abonament e exagerat. Duci la Orange sau Molcel sau Mol Telecom, SIM cardul ăsta costă vreo 50 de lei, dar ăștia cu aparate de casă te pun să plătesc vreo 300 de lei. Și abonamentul costă mai mult și mai departe. Deci inechitățile astea noi o să le eliminăm pentru că într-adevăr, eu sincer vă spun, noi recunoaștem faptul că voi nu, deci oamenii ăștia nu operează cu milioane și într-adevăr pentru majoritatea din ei această 1000 de lei în plus sau în minus face diferență mare. Și noi aici o să încercăm și o să facem tot posibil ca să eliminăm deja în perioada imediat următoare. Evident că, mă rog, dacă și sunt unii care fac și abuzează de acest sistem, pe ei trebuie să-i tratăm punctual, dar nu să răspândim această suspiciune și această speculație asupra la tot. Și noi, timp de jumate de an, niciodată măcar n-am lăsat așa insinuări că sunt evazioniști și că una și alta. Deci noi tratăm pe toți ca antreprenori și o să facem și aici. Iată, am ajuns la momentul ăsta, tragem linie și vedem. Cu aparate de casă. Discutăm, facem o reglementare, ajustăm. Cu susținere. Eu cred că în continuare trebuie să susținem micii comercianți. Pentru că această activitate independentă, așa cum e acum, dacă vreți, asta are mare potențial pentru foarte mulți din antreprenori. Atât primii pași în afaceri, prima idee și așa mai departe, ți-ai cumpărat aparat de casă și încerci. Gata. Și aici noi trebuie să fim alături. Eu sunt de acord. O întrebare, deci către FISC. Deci problema, deci cu aparatul de casă. Acum vreau să înțeleg dacă se lucrează acum la un fel de aplicație care se poate fi folosită pe post de aparat de casă, în sens că în loc să avem acest aparat dispozitiv, să avem o aplicație oficială a FISC-ului în care comerciantul să înregistreze vânzările exact așa cum face la aparat de casă și exact așa cum există, nu știu, și alte țări care oferă astfel de aplicație, dacă este orice progres. Pentru că asta se rezolve majoritatea problemelor, și cu deservirea, și cu SIM-ul, și cu tot ce. Da, aici, Victoria Beloz, vreau să fac o mică precizare. Noi astăzi avem pe piață softuri care au fost certificate pentru comerț, doar că
Ei sunt de întreprinderi private disputate. Noi am avut o discuție cu companii, ei vor deja să integreze, să facă tot un soft care să fie conectat la MEF, unde să achizi și cu cardul, și cash, o să fie tot și bonul să-l dă electronic. Doar că toată dezvoltarea asta o să se face pe parte de agent economic, nu o face serviciu fiscal, dar noi imediat ce o să avem implementat, noi să venim cu popularizare la astfel de aplicații, ceea ce noi susținem, într-adevăr, deoarece noi am avut discuția cu contractele astea de asistență tehnică, noi nu insistăm ca ele să fie, să știți că până acum ele, dacă nu aveau la fisc, fiscul era în drept să aplice o amendă contravențională. Fiscul a fost acela care a propus Ministerului Finanțelor și a trecut în politică fiscală propunerea este în Parlament, că este acest contract să fie abrogat. Cum? În sens că dacă tu nu-l ai, să nu fie aplicată sancțiune contravențională. Are contract? Ce contract? Pentru deservire tehnică a aparatului, ca să-ți dacă n-a lai fiscul, îți permite să... Fiscul poate aplica o sancțiune. Noi nu am aplicat-o la nimeni. Noi, nu-i scopul nostru și în plus vă spunem, noi în politica fiscală de anul acesta, care deja în primul lectură a trecut în Parlament, noi propunerea este că să fie scoasă această sancțiune. Noi acum la colegii le-am spus la... Problema deja trebuie mai discutată, deoarece cred că și pe partea Consiliului Concurenței, deoarece eu am înțeles că pe piață e una și aceeași sumă, indiferent de companie, chiar n-ar fi chiar corect. Dar asta un pic depășește competența noastră, dar vă spun ce putem noi face ca organ fiscal. Unu, noi nu insistăm pe contract. Doi, la mână, vă spun, noi suntem cei care am spus că așa sancțiuni noi nu aplicăm, dar și oficial dorim ei să fie anulat. Cu parte de activitate independent, când deja cred că deja toți au fost informați, noi lucrăm, că totuși, cum am spus și domnul ministru, avizul ăsta de plată sau... Nu avizul de plată, că trebuie să trecem la aparatul electronic. Nu, aparatul, deoarece trecerea o să faci pe motiv că să putem dumneavoastră să nu prezentați starea de seamă, dar la toți fiscul să calculeze impozitul. Deci ca să fie foarte clar, avantajele la trecerea la acest aparat modern e că se elimină orice fel de raportare. Da. Acum, problema care este, e clar că cumva cheltuiesc suplimentare pentru aceștia care s-au conformat mai de mult și ar trebui să ne gândim cum facem. Dar eu cred că e foarte important ca noi să avem un soft. Știu că e companie în privată, dar trebuie să găsim o metodă prin care el să poată fi folosit de toți. Și atunci se rezolvă problema, în principiu, și nu o să mai fi nevoie la un moment dat să cumperi toți aparatele astea, de deja folosesc și telefonul. Pe post de aparat de casă. Vă spun, sunt în dezvoltare și testare așa softuri, ele n-au trecut procedura de verificare și certificare, dar nu e vorba de ani de zile, e vorba de câteva luni. Câteva luni, da, ok. Da, e vorba de câteva luni, cum? Vă rog să accelerăm procesul, este foarte important. Da, inclusiv... Aici să nu, mă rog, dacă câteva luni oamenii să nu creadă că iată vine și stau și așteaptă. Nu vreau să fiu. Sunt astăzi softuri, intelect soft, nu vreau să dau să fac publicitate la alte companii, chiar și vineri am dat spre publicare în monitor oficial două softuri, unul pentru companii de asigurări, alt soft pentru companiile de comerț. Dacă nu greșesc, cel puțin 4 softuri care sunt pentru comerț. Dar, vă spun eu, noi vorbim că în următoarele luni o să avem chiar și aplicații de genul telefon, achiz și cu cardul și cu tot și cu cecul să duce la... Dacă s-au achitat pe aplicație, se duce cecul electronic. Atunci așteptăm. Dar asta e... Noutăți. O întrebare. A răspuns domnul director la Piața Centrală pe alimentarea cu energie electrică. Deci, tehnic, cam cât care este bateria unui astfel de aparat? Cât de des trebuie să fie încărcat? Eu vă spun. Da. Este mic, da? Da. Nu trebuie să fie aparat vii. Ну, пусть будет новый, пусть будет какой. Все зависит от погоды. Если холодно, он быстро разряжается. Если сыро, тоже мы его стараемся маленький, бедненький. Да, себя не оденешь, а его обкутываешь и делаешь все это. Вот. Погода очень влияет на это. Бывает, когда бывают сильные морозы, но жрать нечего, надо выходить. Так ты его под мышкой держишь для того, чтобы это все сделать, операцию. И еще скажите, пожалуйста, вот я, аппарат у меня раз и показывает все, батарея ай-яй-яй. Я его несу, ну сколько там метров, Люда? Метров 50-70. Оставляю, чтобы он зарядился. Тут пришла ко мне комиссия проверять. У меня аппарата нет. Где ваш аппарат? Могут меня за это оштрафовать? Оштрафовали?
Нет, я спрашиваю. Vorbim de aparatele vechi, dar aparatele noi, care informații oferă producătorul sau importatorul, care sunt garanțiile de garanții, sau durata de viață, durata de cât ține o baterie plină? Minus 30 plus 40. Am înțeles, da. Cât o zi ține bateria încărcată sau el trebuie să fie conectat permanent? Ele sunt două tipuri. Că, de exemplu, noi dacă n-am avut priză, noi l-am cumpărat cu acumulatoare. Aha. Ele sunt fără acumulatoare și sunt cu acumulatoare. Noi dacă, de exemplu, noi la locul de lucru nu avem priză, din cauza că este interzis că e incendiu, noi avem numai lumină sustrasă, noi nu avem priză, din cauza că nu ni se permite. Și noi am cumpărat cu acumulatoare. Dar cum zici eu, doamna Valentina, dacă era mai călduț, ele țineau și 23 zile, dacă era mai fric, ține mai puțin. Am înțeles. Și noi ne ducem deja la vizare și ne încărcam. Unica, dacă spate în condicare, de ce totuși faceți că ne ne plăcă doamna, spărțiți-mi. Sunt oameni contribuabili mari, pe 4 milioane, și voi ne-ați spus pe toți pentru întâmplare. Întreprinți. Haideți așa, nu putem spune că punem pe toți pe un contract, pentru că achizația pendentă e un regim foarte simplificat, foarte simplificat, un procent din vânzări, niciun fel de raportare, absolut nimic. Ai folosit aparatul și fă afacerea, profitul și așa mai departe. O afacere din SRL are mai multe de raportat, mai multe de plătit, contabil, deci nu putem să declarăm că e pe cel. Aici poate să fac o claritate. Dumneavoastră, ultima dată, pe 25 iulie, prezentați stare de san pentru activitate independentă și casa anul. Cei ce prezentați la Fondul Social, cum să înțelegeți, pentru contribuții. Și ăsta e ultimul lider de san sau tăgălul, dacă lucrați în afară piețe. Sunteți în piață, da? Respectiv, dumneavoastră, după 1 iulie, cine lucrează, deja nu mai prezintă niciodată san, nici activitate independent. Datorită faptului că să aveți aparat de asta, deja fiscus vă în mâini cât trebuie să achitați, vă calculează, vă indică cât trebuie să achitați. Și noi facem asta pentru toți care sunt pe activitate independentă. Deci, da, la noi era un procent din vânzări, dar era plafonul minim. Adică nu avea importanță. Adică până la 300 de mii nu avea importanță. Tu ai făcut 10 mii, tu ai făcut 250 de mii, noi toți absolut achitam 3 mii impozitul. Acum nu o să fie așa. Plafonul minim rămâne 3 mii, dar plafonul maxim poți să fie 12 mii. Dumneavoastră aveți 1.200.000 deja. Dar plafonul minim rămâne. Da, de noi și așa am lucrat. Adică nu avea importanță. Omul vândut de 50 de mii, omul vândut 300 de mii, la noi impozitul așa și era 3 mii. El merge 3 luni. 3 luni noi achitam 750, iar 3 luni 750. La noi așa și merge. Acum tot așa. Noi eram cu miciori. Altă idee era, cred că de la anul, de la politica fiscală, în general o să facem o singură plată, de exemplu. Ca să nu umblați de 4 ori pe an. Da. Dacă îmi permiteți, la ODA am întrebare. Deci am înțeles că sunt 40 de cereri. La ODA. 38 cereri erau la vineri la... 38. Ceea că noi la piața centrală avem deja 240. Problema este că compensația, la compensație poți să aplici o singură dată. Și dacă persoana, da, e deja și-a cumpărat aparat de casă ca să treacă, dar încă nu a făcut alte cheltuieli, nu a avut, dacă nu și-a cumpărat material de construcție sau alte chestii, el adună și celelalte facturi. Aha. Și apoi vine și aplică o singură dată. De asta mergem un pic în spate. Și regulamentul a fost aprobat pe 28 iunie, practic cererile se primează de pe 28, dar sunt cereri depuse și până pe 30 iunie, până pe 28 la fisc, la patentare. Noi avem și pe parcursul ianuarie-iunie înregistrate persoane care cum deja au cunoscut faptul că o să fie și i-au trecut pe activitate independentă. Doar că acum intervalul de punere cererii o să fie 1 iulie 31 august. Înțeles. Deci înseamnă că se așteptă mai multe cereri, dar o să rog colegii la ODA să ne dea o raportare, nu știu, la fiecare două săptămâni să vedem câte cereri sunt și să ne dăm seama că oamenii sau patentarii, întreprinzătorii, scuzați, deja nu patentari, beneficiază de acest lucru. O să rog și colegii la minister să gândească la soluții pentru cei care s-au conformat mai devreme și să-i ajutăm să treacă la aparatele moderne. Am vrut să întreb colegii la Inspectorat Fiscal, să ne spuneți cumva pe partea de impact pentru consumator, cum vedeți dumneavoastră trecerea la... Oricum, unul din scopurile proiectului de lege a fost și consumatorul să aibă un
act prin care să-și protejeze drepturile sale, bine că sunt spectatori. Practic consumator, și pe ea am vrut să întreb, scuze. Da, spuneți. Dar ce să urmează să expuneți, nu e problemă. Scopul, unul din scopuri a fost consumatorul să aibă acel act confirmativ care confirmă procurarea, deoarece, din păcate, cu toate că scria că înainte poți să-i patentar, poate elibera bon de plată, dar, de fapt, nu se prea elibera. Acum, deja, consumatorul o să fie și el protejat și o să poată să aibă confirmare cu tine la persoana respectivă am făcut procurarea. Concretizare deja, colegul a vorbit de contradivăr, consumatorii să fie protejați. Din experiență ar fi că anterior, neliberând acest cec, consumatorul el nu-și putea să revendice drepturile lui, fie schimbarea bunului, înlocuirea, întoarcerea înapoi. Mai mult ca atât, în legea nemijlocit care privește protecția consumatorului, e scris că la adresare consumatorul este obligat să anexeze acel cec, acea dovadă a procurării bunului. De asta ar fi un oportun. Mersi mult. Da, da, cum spuneam mai devreme, reforma e un beneficiu și pentru consumatori care sunt majoritatea în principiu. Doamna, ce da, a fost susținută această lege și de comisie și a fost susținută și de majoritatea parlamentară. Noi trebuie să avansăm pe susținerea patentarelor sau trecere la activitate individuală. Și de la instituțiile statului se cere timpul de scurtat în orice informație sau orice întrebare care se dau din partea antreprenorilor, da, patentarelor, să spun. Acum, întrebarea a fost la doamna de la Bălți. În cazul când se plătește dublu fondul social, noi ce facem? Întoarcem o parte sau nu întoarcem? Ca ei să aibă un răspuns concret. Fondul social, dar prima de asigurare a fost când la pe parcursul când și-au prelungit patienta, au asigurat polița. Știm că te cunosc întrebarea CNAM-ului că ei administrează plățile unice, dar au făcut proiect de regulament să stabilească procedura prin hotărâri de guvern de restituire a sumelor încasate. Pentru aparatul de casă n-am auzit. Nu, pentru aparatul. Noi vorbim de prima de asigurare medicală, nu de aparat, nu. Pentru aparat încă nu este. Nu, a fost dată întrebarea. Da, prima de asigurare că a fost plătită dublu. Da, acum dumneavoastră... E nu dublu, că pur și simplu a plătit. Dumnezeu era asigurată și a cumpărat. Și iată asta ceea ce a procurat din banii proprii, se face regulament care stabilească procedura de CNAM. Dacă eu nu greșesc, și vineri a fost pe site-ul CNAM-ului că este în proces de consultare. Deci ați primit răspuns, doamnă, da, de la Bălți. O să fie... Că n-am... Nu-s documentat perfect să vă spun, uitați-vă fix așa și credeți-mă, dar tot din presă am citit că regulamentul este în proces de promovare. Da, dar o să lăsați numele după eveniment și noi să clarificăm. Deci numele dumneavoastră pe eveniment și o să clarificăm personal cu CNAM-ul, să vedem care e procedura. Ok. Eu, mă rog, nu am întrebări, doar o recomandare și o solicitare. Și dacă e posibil să comunicați și colegii dumneavoastră. Deci primul lucru care îl întrebam atunci când mergeam în piețe și discutam cu inițiatorii de patente, erau câte bunuri, produse, mărfuri din cele pe care le comerciați sunt originare în Republica Moldova. Deci tot ce înseamnă vestimentație, încălțăminte, deci zero. Da? În cel mai bun caz erau câteva produse alimentare, cei care comercializează niște produse alimentare, niște conserve, poate niște fructe. În rest, tot absolut este din import. Deci asta înseamnă că noi, cu mânuța noastră, ne tăiem creanga de sub picioarele noastre. Pentru că atâta timp cât noi nu susținem producătorii locali, deci noi nu avem nicio șansă să dezvoltăm economia țării respective. Deci voi sunteți raftul bunurilor. Deci asta nu înseamnă că fiecare producător care și-a inițiat o activitate de producere, indiferent ce n-ar fi ea, fie că e încălțăminte, fie că e o geantă, fie că e o, nu știu, cărți sau ceva. Deci el trebuie să-și bată capul dimineața până seara cum el să producă mai eficient, cum el să aibă calitate mai bună, costuri mai mici, cum să întrețină angajații.
Iar de vânzare v-ați specializat voi. Deci voi sunteți persoane specializate în vânzarea bunurilor. Și atât rugămintea noastră din partea Ministerului să le acordați și o mână de ajutor și lor, pentru că ei n-au nicio posibilitate să concureze cu un produs care este adus, deci nu este un secret, da? Pentru nimeni, noi am discutat mult, care este adus fie că din Odessa, fie că din Turcia, la care se plătesc, în cel mai bun caz, niște taxe modeste la import, costurile lor fiind foarte mici, după care ele ajung în piață și el care încearcă să dezvolte o producție locală, el nu are nicio șansă să concureze cu un, pardon, cu un ciorap, cu un chiloț, cu cine o fi el. El nu are nicio șansă să aibă aceleași costuri, aceleași prețuri. Deci rugămintea noastră este să îi le acordați și lor o mână de ajutor, pentru că ei în final plătesc impozite, mult mai mult decât deținătorii de patente. Impozitele respective urmează să ajungă în fondul de pensie ale dumneavoastră. Deci dacă nu o să susțineți dumneavoastră pe ei să-și vândă produsele, pensiile dumneavoastră în continuare vor fi mici. Deci este o legătură directă, imediată, deci nu lanț lung, nu știu, dar absolut direct între pensia dumneavoastră și mărfurile pe care le vindeți. Cât mai multe produse autohtone vor fi, cât mai mare va fi pensia dumneavoastră și poate nici nu va fi necesar să ajungeți în piață să vindeți produsele respective. Da. Vă mulțumesc frumos. Bun, da, domnul Pântea. Da, eu doar o remarcă vreau să fac, vreau să menționez că mecanismul de compensare a deținătorilor de patent care trec la activitate independentă merge. Noi astăzi suntem gata să facem primele plăți către primii aplicanți. Reamintesc că guvernul a alocat în acest sens 35 de milioane de lei pentru a-i compensa pe toți cei peste 4.000 de patentari care o să treacă la activitate independentă. Suntem în strânsă colaborare cu reprezentanții fiscului în teritoriu pentru a primi și procesa cât mai rapid aceste cereri. Și ne-am propus ca în fiecare săptămână efectiv să facem plățile. Așa că rog să-i anunțați pe cei din piață că mecanismul merge. Mersi. Una din soluții care le-aș vedea eu, ca să nu umblăm acum cu mâna întinsă și cerem bani de la cineva, compensați-ne măcar impozitul ăsta, premii. Scoteți, adică impozitul care îl avem noi de achitat ăsta minim 3.000, măcar așa compensați-ne, ajutați-ne și pe noi. Bun. Știți cum, e greu, înțeleg că e greu de găsit acum bani, da? Pentru noi, ca să ne se dăie bani aparte. Compensați-ne măcar impozitul. Dacă o să fie compensație de 3.000, țină ți-a dat nimeni nici o bănuț. Că acolo o să trebuiască și din partea aceea să știi ce ai dat și din partea asta și trebuie să-ți dăie. Bude țelă e cașă. Eu cred că e mai rezonabil să analizăm discuția de a ajuta la procura nu aparat. E mai ok așa, nici adică problemă, să scutim impozite pentru că iară să înceapă. Dar trebuie să vedem deja cu FINU, cu Ministerul Economiei, dacă asta ar fi posibil. Și în limita deja la fondurile disponibile. Încă o întrebare pe care vreau să o acord, să clarificăm un aspect. De cei care au gospodării țărănească și care își vând producția în piață? Deci pentru că au apărut și așa informare sau dezinformare, ei comercializează în bază la autorizație de la primărie, corect? Ei nu au nevoie de patentă sau de activitate independentă, nu? Nu, nu au nevoie de activitate independentă, ei au confirmarea că au gospodărie sărănească, dar doi, ei se duc factură la, deoarece când iei marfă și duci în alt loc, trebuie să ai factură fiscal, cum? Aceeași factură înainte. Așa, în popor, tovara transport n-aia la clădnaia, acum e factură fiscală, factură de expediție, da? Dar acum e factură fiscală și nu am mai avut și posturi fiscale la piață Revencu, ei vin cu factura care arată că din gățăul meu, din satul respectiv, vin la piață cu marfa și e ok, nu sunt niște. Bine, noi vă mulțumim tare mult, iarăși o să ținem legătura cu instituțiile statului, să vedem cum decurge tranziția, o să rugăm moda să ne dea informații periodică pe cât s-au beneficiat. Și o să revenim la dumneavoastră cu clarificarea pe cum facem noi cu tranziția la paramodern, pentru că voi, într-adevăr, ați mers înainte, ați trecut la activitate. Nu, da, e bun, nu cred întotdeauna, dar e o situație așa mai inedită. Și deja cu poliția de asigurare să vedem cum discutăm, o să-mi dați numele dumneavoastră și o să vedem. Vă mulțumesc tare mult și vă urez o zi frumoasă. Da.